Situația în sectorul energetic nu s-a stabilizat. Din cauza războiului în Ucraina, prețurile la toate resursele energetice pe plan internațional rămân a fi foarte ridicate. Ministerul Muncii și Protecției Sociale elaborează un mecanism pentru compensarea cheltuielilor în sezonul rece a anului, în baza unei evaluări a vulnerabilității energetice a gospodăriei casnice sau a familiei. Și aici este vorba să orientăm resursele statului pentru cei mai vulnerabili, pentru cei care au nevoie de ajutor, astfel ca să nu-i compensăm pe toți, inclusiv pe cei care, de exemplu, au case mari sau au venituri care își pot permite să plătească.